Tatăl biologic al Antoniei, fetița de 4 ani care a fost ucisă de concubinul mamei, vrea daune morale de 1 milion de euro de la criminal. Și mama copilei a cerut jumătate de milion de euro de spăgubiri. Urmează informații cu un puternic impact emoțional. Vă reamintim că fetița a fost ucisă în luna noiembrie anului trecut în Arad, de față cu propriul frate, cu un an mai mic și ulterior incendiată. Criminalul era iubitul mamei și trebuia să aibă grijă de copii, pentru că femeia era plecată la maternitate pentru a naște. Decizia privind despăgubirile în acest dosar se află pe masa judecătorilor acum. Reporterul Observator Simona Vasiac a urmărit procesul și vine cu mai multe detalii. Simona, bun găsit! Când am putea avea un verdict? Bun găsit! Judecătorii trebuie să spună în cursul lunii viitoare dacă sunt de acord cu sumele cerute de părinții biologici ai fetiței ca și daune morale. Tot în luna martie criminalul își va afla și pedeapsa, iar acest lucru se va întâmpla deoarece el a beneficiat de o procedură simplificată de judecată după ce și-a recunoscut acuzațiile care i-au fost aduse. Bărbatul care era și iubitul mamei fetiței a recunoscut faptul că a omorât-o pe micuță, iar judecătorii l-au acuzat și de profanare de cadavre, dar și violență în familie. Simona, mulțumim foarte